La finalul unui sezon în care a obținut cel mai bun rezultat din istoria clubului și al handbalului sucevean, mai exact locul 3 în Liga Națională, componenții echipei Universitatea au fost recompensați pentru această performanță de către Federația Română de Handbal cu medalii de bronz, o diplomă și o cupă, dar și de clubul pe care îl reprezintă cu premii în bani în sumă totală de 50.000 de lei noi, asigurați de Primăria Suceava. Studenții au fost felicitați de secretarul general al Federației Române de Handbal, Mihai Marinescu, cel care le-a înmânat medaliile și diploma federației, cupa fiind oferită capitanului Adrian Chiruț de reprezentantul principalului finanțator, primarul Ioan Lungu. În continuare vă prezentăm și câteva dintre declarațiile oferite de o serie de jucători ai CS Universității Suceava. Răzvan, un rezultat excepțional pentru handbalul sucevean. Într-adevăr, un rezultat nemaipomenit pentru noi. Suntem foarte bucuroși de realizarea acestui rezultat. Sperăm că pe anii viitori să putem egala, o să fie mult mai greu, știți cum e ușor e să ajungi, decât, mult mai ușor să ajungi decât să te menții acolo sus. Suntem o echipă muncitoare și ne punem toate speranțele că împreună vom reuși și la anul o performanță notabilă. Ai mai vorbit cu colegii tăi care sunt la final de contract? Ce se aude? Nu pot să dau eu date oficiale, că nu e în regulă, mai degrabă pot să vă confirme sau să vă infirme ei unele temeri sau speranțe. Eu sper să rămână la echipă, dar totul depinde de partea financiară, pentru că toți suntem la o vârstă undeva în jurul de 30 de ani și în momentul de față toți mai au 3-4 ani de contract maxim de handbal la nivel înalt și în momentele astea te gândești să faci niște bani, să poți să te pui cu familia bine pe picioare și să reușești să te stabilizezi cumva, încât după ce te lași de handbal cu o salarii mult mai mici să poți supraviețui și automat cred că la vârsta și momentul ăsta pentru toți contează banii. Cu toți am muncit atâția ani aici, cu sufletul și cu inima și cu dăruire pentru Suceava și pentru grupul care l-am format împreună, dar din momentul ăsta contează foarte mult partea financiară, cred eu. Am reușit să scoatem o performanță pentru noi, în primul rând ca jucători, și pentru orașul Suceava, bineînțeles că e probabil cea mai mare, dar această performanță ne obligă pentru anii următori la mai multe. Și sperăm să aducem bucurii mai mari ca aceasta. Personal ai avut performanțe mai mari la Reșița. Totuși înseamnă ceva deosebit. Da, vă dați seama. Fiecare are însemnătate. Am muncit mult pentru acest loc 3. Noi ne-am propus la început locul 5, după cum știți. Am prins un culoar bun, am profitat de el, ne-au mai ajutat și alții cu alte rezultate și până la urmă a ieșit bine. Până la urmă transferul la Suceava a fost un pas înainte în carieră. Da, sigur. Vei rămâne la loc aici? Să vedem ce ne vor propune în continuare. Eu mi-aș dori, vă dați seama, pentru că eu zic că încă mai avem multe de spus. Suntem tineri și suntem, zic eu, copți, avem experiență, majoritatea, și probabil dacă vor mai veni 2-3 jucători, ne putem bate și cu cei mai mari. Nu știu unde o să plec, o să vedem în viitor apropiat, zic eu. Oricum, prima opțiune cred că ar fi Suceava, cred. Dar așa îmi dictează inima mea, însă sunt mai mulți factori care depind de asta și nu pot să dau un răspuns exact. Cum e pe locul? Bine. Eu am fost și pe 1, așa că știu senzația și de acolo, știu și de aici acum. E foarte bine, cu Suceava e foarte bine și mai ales că am încununat rodul unei munci care, nu vreau să mă laud eu, dar cam de 5 ani și de când sunt și eu aici, am tot început să urcăm în rezultate, ca să zic așa. Poate o sincopă anul trecut în care nu ne-am îndeplinit obiectivul, dar zic eu că ne-am revanșat anul ăsta cu vârf și îndesat. Sperăm la anul mai mult, dacă știu eu și din partea clubului o să vină niște investiții bune și se păstrează ce este aici, eu sper la mai mult, dar o să vedem. La alți băieți nu știu, nu m-am interesat. La mine, într-adevăr, am niște oferte, nu... De ce să mint? Sunt oferte și... Dar v-am zis, eu aș vrea aici, că... Așa sunt un tip care mă...
mă desprind greu de unde mă acomodez bine și de unde îmi place, în primul rând, să lucrez. Dar vom vedea, nu știu. Pot să spun că este cel mai prolific an al meu din punct de vedere profesional. Am mai fost la Piatra Neamț când a fost acum vreo 5-6 ani și mai țin bine minte când bine, am luat un titlu de campion și două cupe la României, dar nu prea mi-am adus contribuția acolo, așa că anul ăsta cred că o să rămân în memorie pentru că a fost un an foarte bun din toate punctele de vedere. E adevărat că se putea mai mult, dar să nu cerem o sândă acum, că se putea și mai rău. Deocamdată nimeni din conducere n-a vorbit cu mine despre prelungirea contractului. Sunt alte variante, sunt și alte variante. Aștept să vedem ce dacă îmi va propune conducerea al contract, o prelungire. Dacă nu, fiecare pe drumul lui și știți cum e, avem deja o vârstă acum, trebuie să ne gândim deja și la partea financiară pentru că avem familie, vin copii și trebuie să ne gândim și la asta. Poți să dai nume de echipe? Nu pot să dau nume, pot să spun că nu sunt din țară. Și cred că e destul. Sunt contracte destul de bune, dar am zis, încă nu am vorbit cu cei de aici ca să văd ce-mi propun și ei. Dacă vor să-mi propună ceva. În cât timp te vei? Păi probabil va fi scurt, pentru că joi plec, voi avea un concediu, voi pleca afară și până atunci probabil că va trebui să fie pus la punct detaliu pentru liniștea mea și a familiei mele până la urmă. Oferta de afară ce este destul de avantajoasă. Acum, v-am zis, eu n-am vorbit cu cei de aici nimic, chiar dacă, știu, ar fi mai mică sau... Asta m-ar face să mă mai gândesc încă. Pentru că, totuși, sunt din Suceava, am stat atâția ani, am fost jucătorul Sucevei, am dat tot ce am putut pe teren ca să ajut această echipă și, la rândul, i-am ajutat pe mine și de aceea, cred că va trebui să mă gândesc bine când voi face alegerea. Îmi doream enorm de mult să ajungem pe podium și acest vis mi s-a împlinit și mă bucur enorm că am reușit să luăm nouă medalii, în sfârșit. Ești și la echipa națională, ai mai multe motive de bucurie cu această ocazie. Da, pot să zic că pentru mine un an succes a fost. Sper acum să face și noi o față bună acolo, o figură bună la lot, deși nu mai avem nicio șansă să ne calificăm, dar ultima impresie contează. Te deranjează totuși că mai pierzi din vacanța de vară, dar puteți să... Vă dați seama, acum toți colegii se întorc la familie, dar asta e viața de sportiv. Trebuie să facem sacrificii. Visam, de fapt, să ajung aici, dar nu chiar așa într-o perioadă atât de scurtă. Și mă bucur enorm că am putut face și eu parte din acest proiect și pot să-i mulțumesc domnului profesor Gervan, domnului Biberic și nu în ultimul rând suporterilor care tot timpul au fost alături de noi și ne-a susținut. Nu știu, sunt în tratative cu clubul din Suceava. Da, au început negocierile, mi-au făcut o ofertă destul de bună, dar trebuie să analizez din toate punctele de vedere, să văd pe o parte câștig, pe o parte pierd. Acum trebuie să văd cum este mai bine și pentru mine și, bineînțeles, și pentru club. Adi, un sezon de excepție pentru CSE Universitate. E adevărat. Un an, zic eu, după o muncă din cursul anului meu, un an cu împlinire la sfârșit, eu zic. Merităm, eu zic, locul 3 și suntem foarte fericiți. A fost mai greu ca anul trecut? Da, evident că a fost mai greu, nu știu, poate că noi ne-am mobilizat mai bine anul ăsta, poate și conjunctura oarecum ne-a ajutat anul ăsta, însă ce să zic, trebuie să profităm din momentele astea și, nu știu, la anul ce-o fi, trebuie să profităm din plin din momentele astea. Simțiți că rezultatele voastre au fost răspătite pe măsură de finanțatori? Vă referiți la partea financiară? Nu, și la partea financiară. Da, nu știu. Nu știu, întrebare grea asta. A fost în regulă, nu? E ok. Rămâi la Suceava? Nu știu, vedem. Mai sunt niște discuții, trebuie să avem zilele astea și vom vedea. Ai oferte? Nu știu, vă așteptăm, vedem.
În derbiul etapei cu numărul 23 a Ligii a 4-a, liderul Sporting Suceava a dispus pe terenul din localitatea Arbore cu scorul de 4-0 de Bucovina Frătăuții Noi, grație golurilor marcate de Guriță Negru și Crișu de două ori. La finalul partidei, conducerea Asociației Județene de Fotbal a înmânat medaliile de campioni reprezentanților formației gazdă Sporting, câștigându-și grație parcursului aproape fără greșeală din acest sezon dreptul de a reprezenta județul Suceava la barajul pentru promovarea în eșalonul al treilea al fotbalului românesc. Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Aurel Daicu, a spus că, deși au fost mai multe echipe care au aspirat la prima poziție, Sporting a fost cea mai constantă și merită pe deplin titlul de campion al județului în ediția de campionat 2010-2011. El speră ca formația pregătită de Ovidiu Ciobanu să aibă o comportare pe măsură și la barajul de promovare, acolo unde reprezentantele Sucevei s-au impus de fiecare dată în ultimii 7 ani, a mai declarat președintele AJF Suceava.